Zeci de mii de persoane care suferă de autism în țara noastră așteaptă încă soluții concrete în ceea ce privește îmbunătățirea serviciilor de diagnosticare, recuperare și integrare socială. În acest sens, organizațiile care promovează drepturile acestor persoane s-au întrunit pentru a dezbate pe marginea soluțiilor găsite în această problemă de alte țări europene, dar și de Statele Unite ale Americii. În România, anului 2013, persoanele cu tulburări în spectrul autismului sunt diagnosticate cu întârziere, nu au acces la servicii de recuperare, sunt respinse și izolate. Cel mai adesea ajung în centre de plasament. Șansele de integrare sunt mult mai mici, pentru că lipsa serviciilor aduce după sine riscul ca acel copil, acea persoană să fie izolată de societate. Într-adevăr, părintele, familia este cea care are povara acestei, până la urmă și acestei intervenții, pentru că sunt în acest moment foarte mulți părinți, inclusiv în România, care plătesc la negru specialiști care lucrează acasă cu copilul lor. Fostul ministru al Sănătății, Vasile Cepoi, consideră că vina pentru această situație este împărțită. Deocamdată lucrurile se întâmplă în funcție de pasiunea, dacă vreți, a unor medici de specialitate pentru această problemă și de intervenția societății civile care simte nevoia unui sprijin în acest sens. Nu sunt părinții informați, nici medicii nu sunt suficient de bine informați. Autismul este o tulburare complexă ce afectează comunicarea, relațiile sociale, dar și comportamentul persoanei. Conform celor mai recente cercetări, această boală afectează 1 din 100 copii, iar la ora actuală a devenit o criză globală de sănătate publică, având cel mai rapid ritm de creștere.